ziua, dragii mei elevi de clasa 5 -a și bine v-am găsit! Eu mă numesc Zbegan Angela Paula, profesor de limba și literatura română la școala gimnazială ZAM, județul Hunedoara. Am ales ca pretext a lecției noastre de astăzi o călătorie, dar nu orice călătorie, ci una magică, fantastică, la capătul căreia vom descoperi informațiile despre atribut. Pentru început, vă propun un text creativ, un scurt fragment de bazm redactat special pentru voi. O să vă rog în timpul lecturii să fim atenți la cele două cuvinte cheie, cele două cuvinte cheie pe care le auziți foarte frecvent în cadrul orelor de gramatică. Să începem lectura fragmentului de bazmă. Era odată, pe tărâmuri îndepărtate, la curtea unui mare împărat, bătrân și înțelept, un supus ascultător și fidel. Împăratul se numea substantiv și era foarte mândru de supusul său, atributul. Acesta din urmă nu ieșea din cuvântul marelui împărat, mereu îl întreba despre ceilalți supuși, spunând: Care, ce fel de al a ai ale cui? poruncile bătrânului erau mereu ascultate. Mai departe, dacă vom consulta articolul de dicționar, vom găsi următoarele sensuri ale substantivului atribut. Însușire esențială a unui obiect, semn distinctiv, simbol și ce ne interesează pe noi, parte secundară a propoziției care determină un substantiv sau un echivalent al acestuia, calitatea unei substanțe și atributele divine. În această lecție vom avea o fluență logică a mesajului și vom urmări definirea atributului, identificarea atributelor, precizarea părților de vorbire prin care se exprimă atributul și crearea unor contexte de comunicare. Pentru că orice călătorie înseamnă și un șir de amintiri. Haideți să ne aducem aminte ce am învățat despre atribut în clasele primare. Se dă următorul text. Pe masa de stejar cădeau frunze, lumini de soare și nuci întunecate în cojile verzi. Se desfăcuse parcă un străvechi gromolnic cu scoarțele de foi de nuc suflate cu lumini de soare și capul unui pui de faun a plecat visa. Fragment extras din Lame de Leni de Ionel Teodoreanu. Ce vom face cu textul? Vom observa cuvintele marcate prin culoarea albastră și vom încerca să punem întrebări a celor cuvinte subliniate. Și vom face în următorul fel. Care masă de stejar? Ce fel de coji verzi și al cui cap? Al unui faun. Mai departe, trebuie să observăm ce părți de vorbire determină aceste cuvinte. Ne vom întoarce la text. Am întrebat care masă. Masă fiind un substantiv. Ce fel de coj? Verzi. Am întrebat substantivul coj și al cui cap? Al unui faun. Am întrebat substantivul cap. Am observat până acum că toate cuvintele au determinat, adică au întrebat un substantiv. Atunci, ce funcție sintactică îndeplinesc aceste cuvinte marcate în text? Ne aducem aminte din clasa 4 -a, că atributul întreabă un substantiv. Am putut observa, pornind de la text, că am folosit următoarele întrebări. Cuvintele subliniate au răspuns la întrebările care, ce fel de, al, a, ai, ale, cui și mai departe o să vedem, o să mai apar o serie de întrebări. Câtă, câți și câte. Toate au determinat, adică au întrebat un substantiv. Și sunt, prin urmare, atribute. A venit momentul să definim această parte de propoziție. Atributul este partea secundară de propoziție care determină un substantiv sau un înlocuitor al acestuia, pronume sau numeral. El răspunde la una din întrebările care, ce fel de, al a, ai ale cui, câtă, câți, câte. Vom observa ce determină atributul. Atributul poate determina un substantiv, în enunțul. Pădurea verde este un tezaur. Care pădure verde? Aici, atributul a determinat substantivul pădure. Voi cei tineri promovați noutatea. Care voi cei tineri? Aici a determinat pronumele personal voi. Trei elevi au răspuns corect. Câți elevi? Trei. Aici a determinat numeralul trei. Pentru a ne iniția în noile conținuturi, vă propun să observăm următorul fragment de text, în care vom identifica atributele, precizând partea de vorbire prin care acestea se exprimă. Câteva zile de soare cald au ispitit paserile cu picioare de trestie ale bălții să se întoarcă. Linii de puncte au însăilat cerul senin. Privim asupra textului și vom identifica atributele, precizând partea de vorbire prin care acestea se exprimă. Care zile? De soare. Atributul este de soare. Se exprimă prin substantiv comun. Ce fel de soare? Cald. Atributul cald se exprimă prin adjectiv. Care paseri? cu picioare. Atribut exprimat prin substantiv comun, care picioare de trestie, atribut exprimat prin substantiv comun. Ale cui paseri, ale bălții, atribut exprimat prin substantiv comun. care linii de puncte. Atribut exprimat prin substantiv comun. Ce fel de cer? Senin. Atribut exprimat prin adjectiv. O să vă rog să fim atenți la următoarea diferențiere. Atributul exprimat prin substantiv poate fi precedat de prepoziție de cu sau poate fi fără prepoziție ale bălții. Trebuie să repetăm ceea ce am însușit până acum, și respectiv că atributul se exprimă prin substantiv cu prepoziție de soare, care zile, de soare, cu picioare, care paseri, cu picioare, de trestie, care picioare, de trestie, de puncte, care linii, de puncte. A se observa cu mare atenție prepozițiile. Mai departe am observat că atributul se poate exprima și prin substantiv fără prepoziție atunci când acesta răspunde la una din întrebările. Al, a, ai, ale, cui. Ale, cui, paseri, ale bălții. Iar ultimul caz identificat este acel al atributului exprimat prin adjectiv. Cald, ce fel de soare? Cald, senin, ce fel de cer? Senin. Un aspect foarte important atunci când definim atributul este topica acestuia. Atributul poate fi așezat după termenul determinat, dar și înaintea acestuia. Și o să avem două exemple. Copacii înalți se avântă spre cer, care copaci înalți. Aici atributul înalți vine după cuvântul determinat. Schimbăm topica, adică poziția atributului, obținând următorul enunț. În alții copaci se avântă spre cer. Ce fel de copaci? În alții. Aici atributul vine înaintea cuvântului determinat și mare atenție, în alții atributul exprimat prin adjectiv a preluat articolul hotărât I de la substantiv. Trebuie să reținem că un substantiv poate avea două sau mai multe atribute. Când o propoziție are două sau mai multe atribute, unele dintre ele pot determina alte atribute. Spre exemplu, vântul rece, aspru și de gheață împietrește totul. Atributele de același fel, care determină aceleași substantive, se despart prin virgulă sau cuvântul de legătură și. Pentru că, la limba română, suntem interesați de valoarea stilistică a limbajului, este foarte important să punctăm și valoarea expresivă a atributului. Și vom spune că. Atributul are valoarea stilistică de epitet. Am creat pentru voi două exemple: mantie pufoasă, atributul este pufoasă, și cer cristalin. Atributul este cristalin. A doua valoare expresivă a atributului este cea de metaforă. Lac de cristal, atributul fiind de cristal, și iarbă de smarald. Atributul este de smarald. Pentru a ne consolida cunoștințele dobândite, vom avea următorul text, în care vom sublinia în primele două enunțuri atributele exprimate prin adjective, iar în penultimul enunț al textului atributele exprimate prin substantive. Haideți mai întâi să citim textul. Palatul acesta era clădit dintr-un fel de piatră galbenă strălucitoare cu scări de marmură, din care una ajungea chiar până la marginea mării. Cupole mari de aur se ridicau deasupra palatului, și printre stâlpii care înconjurau clădirea erau statui care parcă erau vii pe geamurile limpezi ale ferestrelor înalte se vedeau o doi mărețe cu perdele de mătase și covoare pe jos și cu tablouri mari atârnate de pereți. În mijlocul sălii, celei mari, era o fântână țâșnitoare și apa ajungea până sus la cupola de sticlă a tavanului. Prin cupolă pătrundea soarele, luminând apa și plantele care creșteau în havuz fragment extras din Mica Sirenă de Hans Christian Andersen. Vom începe cu prima sarcină de lucru. Vom identifica în primele două enunțuri atributele exprimate prin adjective. Ce fel de piatră galbenă și strălucitoare? Ce fel de cupole mari? Am avut până acum atributele exprimate prin adjective. Mai departe, în penultimul enunț, vom sublinia atributele exprimate prin substantive. În mijlocul sălii celei mari era o fântână țânitoare și apa curgea până sus la cupola de cristal a tavanului, care cupolă de sticlă a cui cupolă a tavanului. Mai departe, pentru a consolida mai mult cunoștințele vom identifica prin subliniere atributele din următorul fragment de text. O văz ca prin vis, o văz limpede așa cum era, înaltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene de la nas în jos. Ne duceam la umbra dudului din grădină la amiază. Ea își înfingea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam Alene capul în poala ei. Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se scutură o ploaie albastră. Ei, ce mai vrei? îmi zise bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului. Să spui! Și niciodată nu-i sprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și adormeam, uneori tresăream și o întrebam câte ceva. Ea începea să spuie și eu visam înainte. Fragment extras din textul literar Bunica de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Mai departe vom sublinia, așa cum am precizat anterior, atributele. Nu vom lua înaltă și uscățivă pentru că acestea alcătuiesc un nume predicativ multiplu. Ce fel de păr? Alb și creț. Ce fel de ochi? Căprui. Ce fel de gură? Strânsă. Ce fel de buză? Crestată. A cui umbră? A dudului care dud din grădină, care furcă cu caierul, care caier de in, ce fel de fir lung și subțire, ale cui frunze, ale dudului, ce fel de ploaie albastră, al cui creștet al capului și în ultimul alineat al textului ce fel de glas dulce și așa am identificat toate atributele din textul supus analizei. Mai departe, dacă dorim să excelăm, vă mai ofer o sarcină de lucru. Și a sună cam așa. Construiește enunțuri în care substantivele pădure și prieten să aibă funcția sintactică de atribut. Ați putea Construi următoarele exemple. Verdele păduri este încântător, în care atributul se exprimă prin substantiv fără prepoziție. Copacul din pădure este falnic, atributul din pădure se exprimă prin substantiv cu prepoziție. Mai departe luăm cazul substantivului prieten. Cadoul prietenului meu a fost de bun gust. Aici atributul prietenului se exprimă prin substantiv fără prepoziție. Și cadoul pentru prietenul meu a fost ales cu mult bun gust. Aici atributul pentru prietenul se exprimă prin substantiv cu prepoziție. Mai departe vă propun un joc creativ. Am realizat pentru voi o rețetă magică de brioșe fantastice. Haideți să descoperim împreună atributele din rețeta micuțului elf. Se iau 10 grame de praf de stele. Care praf de stele? O lingură mare din roa dimineții. Ce fel de lingură mare? A cui roa a dimineții? O atingere dulce a zefirului. Ce fel de atingere dulce? A cui atingere a zefirului? O rază de soare veselă. Care rază de soare? Ce fel de rază? Veselă. Totul se amestecă la revărsatul zorilor. Al cui revărsat al zorilor? În grădina mea de narcise, care grădină de narcise? Și în acest fel vei obține brioșele fantastice, ce fel de brioșe fantastice care te vor aduce în tărâmul magic al elfilor. Ce fel de tărâm magic și al cui tărâm? Al elfilor. Mai departe, te invit în lumea poveștilor și haide să completăm spațiile libere cu formele corecte ale atributelor. În ținutul marelui împărat, supușii purtau tichie de mărgăritar. Chipurile lor bălaie se înveseleau la vederea soarelui de primăvară. Peste tot înținut, razele de soare dezmierdau florile plăpânde din pădurea de argint. Cerul senin se oglindea în albastrul lac. Aici atributul exprimat prin adjectiv a preluat articolul. Și din loc în loc, narcise plăpânde se iveau în văpaia amiezii. Cu doi de i. Pentru că te-ai descurcat excelent... O să-ți propun o temă pentru acasă și ea sună cam așa. Redactează un text descriptiv de 12-15 rânduri cu titlul Țara Poveștilor, în care să surprinzi imaginea acelui spațiu magic. Vei utiliza în compunerea ta cel puțin 10 atribute pe care le vei sublinia. Să nu uităm că textul descriptiv are cele trei părți ca: ale oricărei compuneri. În introducere vei prezenta tema descrierii folosindu-te de cuvinte cheie. Vei justifica motivul pentru care a fost ales acel tablou supus descrierii. Mai departe, în cuprins, vei surprinde detaliile particulare ale tabloului descris. Te poți referi. La imaginea pădurii, să spunem că ai ales ca spațiul magic al poveștilor, pădurea, și vei surprinde imagini de ansamblu sau de detaliu. Mai poți surprinde și unele particularități cromatice, adică culori, sonore, sunete sau olfactive, mirosul, parfumul. Călătoria ta a ajuns la final. Îți mulțumesc pentru participare și pentru atenție. Urmând să-ți promit că ne vom revedea data viitoare.